Dumnezeu să-L ierte pe colegul meu, Aron, a spus lucruri prea exagerate despre mine. Dumnezeu să mă ierte și pe mine, că m-a plăcut. Vreau această seară să vă citesc despre o convertire. Convertire care până la urmă a despărțit apele, în sensul în care, după convertirea aceasta, Iisus Hristos, Domnul nostru, este atât de urât încât ideea de a nu mai fi ucis, de a nu mai fi crucificat, nu mai există. Deci, mântuirea lui Matei, a vameșului Matei, a lui Levi, a făcut de fapt ca ura asupra Domnului nostru Iisus Hristos să crească în așa fel încât până la urmă s-a ajuns la Golgota. În Luca, în capitolul 5, versetul 27, spune că după aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă. Și a zis, vină după mine. Vameșul ăsta totul s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț marele în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți și deau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoși? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Amin. Știți că lumea aceasta e împărțită în două categorii. Păcătoși, așa zice Iisus Hristos, și neprihăniți. Cel puțin e bizar, pentru că tot Domnul zice glasul Dumnezeu prin Sfântul Apostol, că de fapt toată lumea s-a cincelărat. Că toți suntem păcătoși. Pentru că în păcat ne-o să mislim mamele noastre pe toți. Pentru că nu e niciunul bun aici. Bun e numai Dumnezeu. Amen. Atunci, de ce unii sunt neprihăniți? Cum adică zice Iisus că lumea se împarte în două? Eu n-am venit, zice, pentru cei neprihăniți. Ci pentru cei păcătoși. Nu există oameni neprihăniți, ci care se cred neprihăniți. Și nu duce în lipsă de ei, pentru că iată trăim în mijlocul unui popor care se declară aproape 100% creștin. Dacă te duci la români și întrebi cum stau cu Dumnezeu, bine, zice. Chiar cu Dumnezeu stăm bine. Dragnea, nu prea stăm bine cu Dragnea. Avem nevoie noastră. Cu șefii la servire nu stăm bine. Cu vecinul, într-adevăr, suntem în tribunal. Nici cu nevastă mea nu mă înțeleg prea bine. Am doi copii din prima căsătorie, unul din a doua. Îmi spunea o doamnă zile acestea, să mai încerc o dată, zic nu. Doamnă, v-a ajuns două căsătorii, le-ați ratat pe mândouă. Părerea mea că și-a trăia o să-ți spus că de ei. Și cine de bine? Tu. Pentru cine trag clopotele? Pentru noi. Dacă nu astăzi, mâine. Vreau să învățăm aici și câteva lucruri. Pentru că se potrivește foarte bine starea celor oameni de atunci cu starea noastră de astăzi. Nu este niciunul bun. Spune Sfânta Scriptură că cea mai bună faptă noastră e ca o haină murdară înaintea Domnului. Și cel mai bun dintre noi e ca un tufiș cu spini. Nu e bun niciunul. Trăim în mijlocul unui popor bolnav de păcat. Problema noastră nu e PSD-ul. Problema noastră nu e Șorci. Problema noastră nu sunt ungurii. Problema noastră nu sunt țiganii. Problema noastră nu e sărăcia. Problema noastră nu e școala, lipsa de școală, ci lipsa lui Hristos. Amin. L-am scos din școală, să nu mai fie. Îl scoatem din familie. Cunosc părinți în dragul nostru Uniunea Europeană, care au probleme acasă pentru simplu fapt că au pus pe prunc să se roage seara. Să duc și o reclamă la școală. Să gândesc bine dacă nu ia de la ei și să dea la un cuplu de homosexual să-i înfieze. Cum adică să ai nenorocită idee să te rogi cu prunci în casă? Cum am reușit noi să fim cea mai persecutată falie socială de pe pământul acesta, creștini? Cum de nou nu ni se mai permise niciun lucru? Și lor le sunt permise toate. Marea noastră problemă este această lipsă organizată a lui Dumnezeu din
școli, din familie, din viață. Îl băgăm doar în temniță, acolo mă cheamă, Doamne, mai aveți Biblie. Dar l-a scos din școală, cu o Biblie scoasă din școală, e Biblia băgată în pușcărie. Din temnițele prea strânte, nu, e păcatul prea mare. Noi nu avem probleme cu mulțimea celulelor, ci cu mulțimea deținuților. Ei sunt prea mulți. Și asta ce spune? Că suntem o nație dusă la biserică? Da, probabil, de 3 ori pe an. Sau de 3 ori în viață. Haideți să ne mai uităm puțin la textul ăsta, interesant. Și prima lecție de aici este că nu există persoane, oameni care să nu poată fi mântuiți. Nu există oameni care să nu poată să fie mântuiți de Dumnezeu. Matei, când vorbim despre el, el era vameș. Spune Sfânta Scriptură că vameș era cea mai urâtă categorie de oameni de pe fața pământului. De ce? De către evrei. De ce? Cum adică să iei banii de la evrei? Să nu te atingi de banii lui. Te poți atinge de Dumnezeu, îl vorbești de toată lumea. Voi vă radio, pe televiziunea creștină, nu mai uit. Toată lumea, Israel, toată lumea cântă pânderuine acolo. 10% din Israel au de face cu Dumnezeu. 90% aproape habar n-au nici de Dumnezeu, nu vorbesc de Hristos. Marele număr de atei al lumii dat de izraeliți. Poporul lui Dumnezeu. Au fost poporul lui Dumnezeu în biserică. Punct. Deci parte unui popor sfânt, pus deoparte pe Dumnezeu. Ești, facem parte într-o mare împărăție de preoți. Și Israel are un destin bun, dar nu acum, după noi. După ce plecăm de aici. Și el era pe lista evreilor cel mai păcătos om. Se spunea foarte clar că nu mai pot fi mântuiți vameșii. Că iau bani de la evrei și dau la romani. Nu mai poți mântui un asemenea om. Un asemenea om care nu știe decât să stea la vamă și să ia. Adică ce erau vameșii atunci? Nu cumva să credeți confundați cu vameșii de astăzi. Nici vorba. Vameșii de atunci erau colectorii de tax, un fel de ANAF. Ați auzit de ei? Finanțe. Vă duceți acolo, vă plătiți. Și Dumnezeu a spus foarte clar, da cezarului cea cezarului. Domnule, trebuie să plătesc impozit, nu știu când. Slavă lui Dumnezeu, înseamnă că ai cu duce plătit. Nu se mai plânge atâta. Că un om care se locuiește sub pod, n-are nimic de plătit. Am fost, da, că ziceai, n-ai întâlnit oameni care nu plătesc impozit. Ba da, în Africa, era un pom. Cum să plătești taxe pe pomul care te-a urcat? Ne plângem. Suntem cei mai mari proprietari din Europa. Că ei stau în chirie. Românul nu, trebuie să fie proprietar. Avem pământ pe care nu lucrăm, case în care nu stăm. Am o comunitate întreagă de rom. 20 de camere și-au făcut fiecare. Gresie, mulți de gresie. Și apoi ajutor social de la primărie. Ce faceți cu ele, mă? Nu vedeți că pruncii voștri nu mai știu vorbi nici țigănește, nici românește. Vorbesc franceză cu mine pe stradă. Seara când mă duc în cartierul lor, că acolo avem centru, bonsoir, monsieur, bonsoir! Ei, o să vină și o să locuiască hangarele alea cu gresie. Era primul pe listă omul acesta. Nu putea să fie mântuit. Când Iisus Hristos se întâlnește cu o femeie care tocmai vreau ca să o moară, evrei, o prinsese de păcând să vășa adulterul. Nu știm dacă a fost plătită sau nu e plătită după tot treaba asta. Dar cert este că voiau să o omoare. Nu există bărbat. Trebuia să o omoare după legea evrească și pe el. Dar probabil că era, eu știu, din alt partid. Până l-au spus, avea bani. Sau simplu, era bărbat. Doar atâta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au hotărât cu toții să o omoare. Și Iisus Hristos, dați-i cu piatră în cap. Ucideți-o. Cei care n-au respectat. În limba greacă, în original, tautos hamartolos, același tip de păcat. Cine nu s-a uitat odată după o femeie pe stradă, cam asta ar fi fost sensul. Nu păcat orice, că așa se considerau de pinăniță și om, o ucidea imediat. Nu, ce Iisus Hristos, cine nu a făcut un asemenea tip de păcat, pentru că a spus Domnul că și atunci când gândești lucrurile acestea, sunt păcătoase. Nu trebuie neapărat să le vorbești sau să le faci. Și-au lăsat toți piatra jos. Și Hristos, mai este vreunul să te omoare. Nu. Tu ai plecat toți acasă, ce femeie. Tu nu mă o sândești. Nu. Eu n-am venit să o sândesc pe nimeni, ce Hristos. Aleluia. Se treabă românilor.
Am venit să mântuiesc oamenii. Amin. Atât de dureros e textul acesta că Iisus Hristos a putut ierta o asemenea dezastru de femeie, încât dacă citiți acasă Ioan 8, biserica pudică, a pus textul în paranteză. În paranteză, ca și cum ar fi adăugat ulterior. O prefera să spună, îl punem în paranteză, cine citește paranteza, bine face, cine nu citește, iar bine face. Adică parcă te invită să nu citești textul respectiv, pentru că nu se poate mai așa ceva, nu? Dacă și pe ăștia, și pe asta mai apă Dumnezeu. Dacă și pe Levi, pe Matei, pe vameșul ăsta nenorocit, mai poate ierta Dumnezeu. Dacă și pe cel care amuzează un copil, pentru care România pune sare pe el. Cine mai poate să fie mântuit? Noi avem listele noastre. Ăsta poate, ăsta nu mai poate. Ăsta nu mai poate. Ăsta a făcut păcat prea mare. Până n-ai păcătuit, vine diavolul și zice, dar nu fii tu cea mai sfântă pe față pe mântuit. Toată lumea, tu nu vezi, toată lumea te dorește. După ce ai păcătuit, ce spune? E prea mare păcatul pe care îl duce de spânzul. Sau nu mai poate să fie iertat. Biserica știe și pune ștampila pe capul fiecare. Ăsta poate să fie iertat, ăsta e păcat mai mic. Și ăsta poate fi iertat. Nu, nu sfârșit. Ăsta e păcat mare. Salut! Dar noi nu mai ce să cauți. Dacă citiți, vă uitați pe Google, este o femeie, Hodnius, o spunea că a făcut 35 de avorturi. Biserica Ortodoxă i-a dat 20 de ani canon. Timp de 20 de ani n-are voie să împărtășească. 35 de avorturi. Deci, timp de 20 de ani, femeia nu știu ce o să facă. Să duce în fiecare bunică în biserică sau nu se duce. Dar după 20 de ani există posibilitatea ca femeia respectivă să fie iertată. Sună bine pentru români. 35 de prunci pentru 20 de ani. Eu nu cred că femeia aceasta trebuie să aștepte 20 de ani pentru iertare. Pentru iertarea nu de biserică. Părul de Hristos. Amin. În 20 de ani toți mărie multe. Pentru că în Biblia mea scrie că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Oricine crede în El să nu piară. Oricine. O singură categorie nu se poate să fie mântuită. Niciodată. Cei care nu vor. Noi când vedem filmul Mel Gibson cu răstignirea lui Hristos, pare ceva interesant, că îi leagă mâinile și le întinde până la maxim. Era partea procedeului dureros. Cu cât le dezlit mai tare de numeri, cu atâta durere mai mare. De fapt, acolo, și așa a fost, filmul s-a făcut după Iosif Flavius, care ne spune cum să, în Antichități Iudaice, cum se făcea o răstignire. De fapt, acolo e mai multă idee spirituală. Că s-a întins mâinile lui Iisus Hristos să mă poată cuprinde și pe mine aici undeva. Că aici eram eu. Eu nu eram aici, când m-a găsit Hristos. Eu eram pășgheat. Sau pe asta, în care curge apa și mizerie. Acolo eram eu, nu eram văvânt de acoperiș. Dacă nu îl întindea mâinile lui Hristos cu spune, nu mă prindea și pe mine. Eu eram chiar la marginea iertării lui Dumnezeu. După câte păcate am făcut. Îi mulțumesc că și-o întins mâinile pentru mine, ca oricine crede în El. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă vine diavolul și spune seara aceasta sau acum, dar stai liniștite că nu este iertare pentru tine. Să nu crezi. Să nu crezi pentru că Domnul nu are o semne Evanghelie. Domnul nostru spune că nu există oameni pe care să nu-i pot mântui. Pentru că orice sfânt are în trecut și orice păcătos are în viitor. Când satana îți vorbește despre trecutul tău, tu se vorbești lui despre viitorul lui. De câte ori, de exemplu, cea mai grea predică pe care am ținut-o vreodată a fost în Fânață, în județul Bihor. Am fost coleg cu... Când m-am dus acolo și mi-am văzut foștii mei colegi de la mine, cu care am băut câte o tonă de spirit sanitar pe vremea, cu care ne-am bătut.
Țin minte că pe unul Ponti, înainte cu 20 de pași, a jucat zarul că și-a luat banii de pe pantofi, a stat înșelat la pași. Când ne-am văzut în biserică, eu n-am fi ce să întreba, că vreo 10 ani n-am mai ținut legătura cu ei. Când m-am dus să predic oamenii și eu, la 2-3 femei, 2 bărbați mai în vârstă, 5, când mi-am văzut foștii mei colegi. Așa se uitau la mine. Mi-a fost tare greu. Dar a fost frumos pentru faptul că mi-am dat seama că cel care m-a schimbat pe mine, a schimbat și pe ei. Și nimeni nu mi-a avea puțin la cele toare. Mi-am dat seama că ceea ce a fost bun cu mine, a fost bun și cu ei. Și astăzi mă pot bucura de ei oriunde. Pentru că știu că ne-au găsit și în fund de mină. La 1,5 km sub pământ. Între Uraniu. Acolo Dumnezeu a avut grijă de noi. Pentru Neric. Pentru că ochii lui văd și ziua și noaptea. În momentul în care a văzut că îl cheamă pe Vameș, pe Iisus, pe Iisus îl cheamă pe Vameș, ăștia au fost morți. Când s-au gândit că cheamă pe cineva de aici. Am un băieț bun, moral. Casa nimeni nu a spart, cap la nimeni n-am dat. Știți povestea românească? Am lei pe ăla, mă, pe drogat. Nu le pe nenorocit. Și toată s-o simți cu toții foarte, foarte rău. Și-o zis, ce fel de om e Hristos? Dacă se duce în casa aceea cu vameșii, se zice că a făcut un ospăț mare, o mulțime de vameși și de alți oaspeți. Aici Biblia iar din nou pudică, că texte paralele spune că au fost și niște femei ciudate acolo. Dar treacă de la noi, să zicem, că au fost numai bărbați în casă. Oricum, că nu Vameș și cheamă pe lui prieteni, eu vă garantez că lumea civilizată nu e acolo. Și în momentul în care oamenii aceia s-au uitat pe geam, că știți ce oameni sunt ăștia, care de obicei critică fără să știe ce e înăuntru. Ei s-au uitat pe geam. Bă, eu nu mă duc la biserica aia. Uite că nici chiar și-o m-a speriat că nu mă duc la biserica aia. Când am uitat ce-am crezut că am greșit. Nu? Bun. Am zis, se potrivește la cum a venit eu cu canapea în spate și bun. Observați că biserica n-are de face foarte mult cu zidurile. Biserica are de face cu oameni. Primii 300 de ani nu s-au pus problema unei clădiri a bisericii, că biserica era sub persecuție. Stăteau pe afară, cum stăm noi acum, prin catacombe, prin peșteri. Acolo stăteau. După aceea ne-am făcut biserici mari și vorba lui Ioan Gură de Aur. Acum putem să spunem că argint și aur avem. Pe vremuri zicea Ioan Gură de Aur, dădeam cina din pahare de lemn. Și aveam inim de aur. Acum dăm cina din pahare de aur. Să avem inim de lemn, dacă nu de piatră mult. Și-a spus că ce fel de om? Că sunt oamenii care te critică. Dom'le, nu mă duc acolo la ortodox, dar ai fost vreodată. Ai fost la o slujbă să vezi cum e. De unde știi tu cum e acolo? De unde știi cum e la pentecostal sau unde te duci, la baptist, la adventist? De unde știi tu că e chiar așa? Pentru că imaginile mint. Sunt pastorul biserici în Londra, în cartierul evreiesc. N-am putut trece duminica trecută de dansuri evreiești. Toți perciunii zburau în aer, pălărie. Bucurie mare. Am crezut că e nuntă, nu era. Era mormântare. Că ei sunt oameni care înțeleg un lucru. Ei plâng atunci când vine un om pe lume, că știe că va suferi. Și se bucură când un om pleacă, că știe că pleacă la Dumnezeu. Noi facem invers. Noi ne bucurăm când vine pe lume. O, dacă am vedea cum a murit de leucemie la 9 ani, ce bucurie mai aveam atunci. Ascultați-mă. Dintr-o dată s-au trezit în ei, în oamenii aceia care stăteau cu nasul turtit pe geam, s-au uitat din corp. Păi, o băutură pe masă. Păi, beau vin, mă, cu Hristos. Păi, bine, bine, adică, ce fel de învățător e asta? Ce
Ce fel de Mesia e ăsta care stă la masă cu ăștia? Și zice Iisus Hristos, voi să nu vă faceți niciodată probleme de imaginea mea. Că pe mine mă interesează mai întâi, mai tare decât ce credeți voi despre mine. Dar noi nu suntem așa, că noi românii, că noi ne interesează mai tare ce cred oamenii despre noi, nu ce crede Dumnezeu despre noi. Corect? Noi vrem să dăm bine fața oamenilor. Exact ca Naaman. Naaman, cel din Vechiul Testament, generalul care trebuia să se scade. Naaman avea o lepră mai mare decât lepra aia. Mândrie. De aceea Elisenii nu sta să-l vadă. Când a spus Duhului Dumnezeu, vine o putină de mândrie. Avea mantaua de general pe el și tresele și decorațiile. Păstă un trup bubos, cavernos, puturos. Problema nu era scăldatul în Iordan, ci umilința. Să te vadă toți și soldații tăi, că nu știu ce ai, că tot vesel a fost. Nu vi se întâmplă să aveți aceleași figuri de stewardess, de pavion. Cum sunteți? Bine? Slavă Domnului! Nu sunteți bine, o să vă spun că nu suntem bine. Dar nu avem curajul să spunem adevărul. Uite, am o problemă, pastor, de două săptămâni nu dorm. Cum ești? Dar bine. Toți suntem bine. Cum vă merge familia? Bine. Cum merge în țara? Bine. Dar e un bine din acesta de papagal, care vine, care ne iese din gură, fără... Nu, nu-i bună viața mea, am probleme. Am probleme acasă, am probleme la serviciu, am probleme cu inima, am probleme cu mine însumi, am probleme cu alții. Nu pot ierta pe cineva, sau un vicii, fur, mint, înșel. Jumătate din femeile care se duc pe la doctor și se caute, trebuie să moară de cancer, că se duc în ultima clipă. Cum adică să meargă o femeie să se pună scuzați pe scaunul ginecologic? Nu se duce, până nu-i moartă. De ce? Pentru că suntem oamenii aceștia mândri, într-un fel. Încă-s grozav, încă-s bun. Nu mă duc și fac analizele. De ce? Încă stare. Din tare cădem din pe picioare jos. Domnule, era roșu la față. Da, că avea tensiune mare, era hipertensiv. Dar la noi, la român, ca să fii ca pepenele. Iisus zice, nu vă faceți voi griji de imaginea mea. Ce vă interesează pe voi că eu stau la masă cu Matei și cu vame și cu femeile astea care sunt aici. Câte vreme scopul meu să-l mântuiesc pe Matei. Ce vă interesează că biserica noastră nu are cruci? Care e problema voastră pentru că omul ăla, de exemplu, sau femeia respectivă, Domnule, nu sunt îmbrăcate, ca Maica Domnului. Dar de unde știi tu cum îmbrăcată era îmbrăcată Maica Domnului? Râdem de cine are nouă prunci, de cine nu are niciunul. Ne împărțim pe biserică, ne împărțim pe câtă școală ai, cât a avut Hristos, atât am și eu. Nu spune nicăieri că o scris, nu, pe nisip. Iertarea acelei femei, probabil, s-o bată vântul. S-o șteargă nisipul. Păcatele acelei femei. Să nu le mai știe nimeni. Ne împărțim după culoare, după buzunar, după venință în față, șeful. După bani. Și mereu dorim ca Iisus Hristos să fie văzut altfel între noi. Domnule, serioși. Suntem prea serioși în biserică. De-aia mor oamenii. Spuneam celor din Beiuș, dacă Hristos ar veni săptămâna viitoare la noi în oraș, credeți că nu ne recunoaște ca Mesia? Nici vorbă. De ce? Pentru că gândește atipic și a gândit atipic. Nu se ducea la noi în biserică. Îl chemam ortodoxi și catolici, că suntem vreo 20 biserici în orașul ăla de 9.000 de locuitori. 9.000, cât aveți voi? 20. Suntem sat pe lângă voi. Cartier. Dacă ar veni Iisus Hristos și să-L așteptăm în care biserică catolică, biserică ortodoxă, biserică nu-și mai necare, ce vreți dumneavoastră? Și să vedeți că nu vine ce. Nu se duce nici în biserica noastră, nici am oaie, nici am celălalt. Îți zice și întreabă, unde mă barul ăla mai rău de aici? Acolo. Și vedeți că se duce acolo, pentru că are de-a face cu cineva. Că nu i-a spus nimeni despre Hristos până acum, despre El, despre mântuire. Ce am zice noi ceilalți? Nu Iisus. Era Iisus de neamul la biserică. Era Iisus să facea cruce la noi. El a purtat crucea. Nu mai ar fi zis ce facă. Credeți că noi am fi comozi? Nu, nu. Și avem și nevoie de Hristos. Trebuie să dăm bine în fața oamenilor. Trebuie ca să ne vadă oamenii. Îl plângea pe Iisus Hristos când mergea la Golgota. Femeile s-au oprit. Nu mă plângeți voi pe mine, zice. Ci plângeți-vă voi pe voi. Dacă se face așa copacului verde, voi care sunteți niște uscături, ce va fi cu voi?
Nu faceți voi griji de imaginea mea, zice Domnul. De mântuirea mea. Mântuiesc pe cine vreau eu. Pe cine? Mă îndur de cine vreau. Când o veni la noi la biserică, una era mai mult pe, acolo, pe străzi de lăturare și la orașului. Am o pălărie de jumătate metru. Automat, era o biserică veche. Automat s-a făcut loc viran în ea. Nu stă nimeni acolo. Deci pe asta mă întâlnesc și Domnul Dumnezeu. Sper că n-are pretenții, nu? N-are pretenții. M-a venit vecinul meu Ioane, eu predicam. El când a venit băut, praf, de acolo de afară. Și a venit să predea el. Atunci a fost prins. Direct pe culoar, o picat exact în fața mea. Probabil că au avut sticla pusă aici. Că nu s-au auzit când s-au spart sticla. Nu mai s-au simțit. Miros din ăla de prun. Dospită. Supărați, frate, bătrâne. Frate, ce toată lumea mai mizerie cu lor. Și ați spus, ce vrea să miroasă? Tămâi? Asta ați vrea. Nu vine aici în biserica noastră. Scrie cumva că n-aveți voie în locul acesta, oamenii sub un metru și nu-i mai tare. N-aveți voie cei care n-ați luat bacul? Biserica e plină de restricții la ora actuală, dar Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Nu vă neprihăniți. Neprihăniți sunt biserică. Hristos a venit să mântuiască de la șgheapuri și la șgheapuri sunt mulți și mulți nu se văd acolo. Întotdeauna au fost neșablonat. Altfel. A trebuit să-L apărăm noi pe Domnul, spune la mea, dar tăi frumos, spune Sfântul Apostol. A venit Sfântul Petru și-o las sabia și-o tăiat urecă la Malco. A vrut să-L apere pe Domnul, zice Hristos, dar nu m-a apărat după mine. Eu am venit să lipesc urechile oamenilor, nu să le tau. Hristos a venit să vindece în lumea aceasta. Hristos a venit să mântuiască lumea aceasta. La câți nu le-a stăiat urechile, bârfind, vorbind prostii, spunând bancuri. Nu le-a picat urechea jos, la mulți. Și Iisus tot vine și lipește pe urechi. Ca pe vremea aceea face și acum cu noi. Nu spune la oameni adevărul. Nu spune la oameni adevărul. Nu, ne uităm la fața omului. Măi, eu nu vreau să vă stric pe ăla. Nu vreau. Cum adică? Vă gândiți ce dureros e ca să fii primar, la poliție, șef, nu știu mai bune. Că nu se duce nimeni să spună adevărul, că se teme de bine. Te tem de el, tu. Și vii și spui, nu mai vreau să vă stric pe ăla. Cum să-i spun? Am avut de ori complexul acesta și mi-aduc aminte odată când a venit primarul la noi, fostul nostru primar. O stat săracul, am vrut să-i spun, domnule, uite, n-ai decât un rinic. Și ăsta e nenorocit. Asta trebuia să predic eu totuși. Asta să înțeleagă că trebuie să spună limba mea. Și nu puteam. Să spun, n-ai decât un singur rinic și ești bolnav. Gândește-te la veșnicie. Dar trebuia ca să desemneze nu știu ce, pentru și-am tăcut. S-a ridicat în picioare și a venit și a spus un lucru extraordinar. A zis, vreau să vă spun ceva, am fost prin multe biserici. Dar nicăieri nu m-am simțit mai pădătos ca aici. Dacă n-am avut de curaj să spun, eu spus-o Duhului Dumnezeu. Dar era treaba mea. Era problema mea. Înțelegeți voi? Pe mine m-a trimis Hristos să fac asta. Noi avem slujba împăcării. Dacă le vom spune la oameni că drumul lor e bun, îi ducem în iad. Întotdeauna Evanghelia, să știți că și de spart cu oameni. Ce Hristos, eu n-am venit ca să aduc pace. Am venit să aduc sabia. Voi despărți pe soț de soție, pe mama de prunci. Voi despărți prietenii între ei. Pentru că e greu Hristos. Cei doi tâlhari au fost prieteni, unul lângă altul murit. Dar în momentul în care s-a pus Hristos cu cruce între ei, drumurile lor s-au despărțit. Când Hristos se bat între oameni, oamenii se despart. Domnule, eu cu tine nu mai stau. Pentru că al treilea lucru care se va întâmpla este că întotdeauna când te vei mântui, oamenii te vor critica. Zice, sper acum că nu Matei. Bă, cine? Pe cine vezi pe geam? S-o uitau copii pe geam. Să uitau să vadă cine mai bea, cine cu cine bun. Ce face Hristos? Băută? Nu, băut, bun.
Las că bea de ce încolo. S-a uitat, zice, Armandei, mă, ce face la să roagă? L-a criticat până într-un nou moment, dar nu aveam. Știți când nu mai ești bună? La noi, la români, o femeie nu e mai bună când se îngrașă. O familie, un tată, nu e mai bun când nu mai poate lucra și duce bani. De obicei, pentru statul român, nu mai ești bun când ești la pensie. Dacă puteam muri cât mai repede, slăbi, dar putea pensiona la 90 de ani. Ca să trebuiască și să plătești. Pentru că ai murit înainte pensionării cu vreo 10 ani. După 45 de ani, mă uitam acum zilele astea, până la concluzie, la 51 de ani, nici o static nu te mai e nimeni. Dacă te ia, pe tine te liberează primul. Când zice bătrânii și... tu plăci primul, dacă te ia, dacă e greșeală. Nu mai are nimeni nevoie de noi. Am fost 15 ani profesor la universitate. Eram tânăr. Nu știam. Mă întreba tot studiații. Domnul profesor, domnul profesor, hai mă spuneți-mi, dar nu știam atunci. Am o știu, nu mai întreabă nimeni. Nici acasă. Acum am o grămadă de răspunsuri, nu pune nimeni o întrebare. Mă simt ca o mobilă pe care o găsesc doar noapte cu piciorul. În rest, știți când te mai simți așa? Când te pocăiești? Din toată vezi că... Bă, ai nebunit. Să nu spui că te duce acolo la casă. Dacă vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, te critică oamenii. Dacă vede câtă vreme bei și zbori cu capul în șanț, nimeni nu are treabă cu tine. Dar în momentul în care te vede îmbrăcat bine, să sperie toată lumea. Ce faci, mă? Păi ce nu mai beau? Ești nebun, auzi? Înainte a fost înțelept. Că ți-ai băușa locația la brunce. Am mai nebunit când te duci cu oamenii aia și tu. Ești om serios, nu-ți bai mai azi muiera săptămânal. Nebunit. Te duci la biserică ca clasic de problemă mentală. Povestea doctorul Sleze, că el e membru la mine, medic psiatru în Londra. Acolo mereu, că acolo, până cu mâna te cobui bolnav cu capul, e și drogat. Nu poți nici să spui la om ca să auzi că spune la cineva, Doamne, mai rogă de ce? El a stătea afară la serviciu, pe doctor. Cum adică vorbești la oameni despre Iisus Hristos aici? Cum poți spune că Iisus Hristos e pacea unui om? Zicea doctorul Slezac că oamenii astăzi vor să-și ascundă problemele care le au. Apelând la tot felul de mijloace. Băutură, sex, răutate, fugă de acasă, rebeliune, lumea asta în care trăim. Dar, de fapt, oamenii sunt teribili de singuri și de amărâți. Dacă desfaci, știți cum sunt oamenii? Ca ceapa. Pe ce ai plângi mai tare? Pe ce ai cunoști mai mult? M-a vorbit cineva de rău. Mi-e milă de el. Pentru că omul rănit rănește pe alții. Când vine bărbatul tot de la lucru capsat și urlă prin casă, parcă leu ăla din începutul filmelor americane. Înțelege? De obicei noi venim și ne descărcăm acasă. Pe cine nu trebuie. N-am curajul să spun șefului meu nimic, n-am curajul să spun muncitorului meu nimic. Te las că spun la nevastă acasă. Falimentez ca patron, falimentez ca muncitor, falimentez ca elev. Vin și țip la mama, în loc să găsă o prea mea școală. Știți cine ia bătaia la noi? Tot cine nu merită. Știți cine e vinovat pentru starea de păcat a României? Ne spune Biserica Divină. Ești tot până la tot o biserică bună. Niciodată oamenii nu să fie mulțumiți când tu faci ceva pentru Dumnezeu. Omul serios enervează pe toată lumea. Pentru că e oglindă.
eu vin. Maria, de toate orele când o vedem în Biblie, face ceva pentru Hristos. Și de fiecare dată, Maria e cu mirul. Ce mir? Ce acum te-a apucat să dai pe picioarele Hristos? Nu era o grămadă de săraci. Întotdeauna când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, oamenii te vor critica. Ce mai trebuie pe altă biserică în care e? Adevărul că și pline celelalte bani. 20.000 de oameni. 10.000 de unguri, cred că sunt. Normal, dacă punem tot 1 la 10, ar trebui să fie cel puțin 1.000 de unguri duminică dimineața în biserici. Și 1.000 de români. Dacă punem 1 din 10, cea mai slabă rată care poate să există. Deci până atunci, sunt prea puține biserici aici. Și prea puțini oameni mântuiți. Rugați-vă pentru localitatea asta. Amin. Și ce destin cum are localitatea aceasta? O să vă spun ceva de carieră. Eu nu am fost coleg de școală. Dar eu vă aduc 10 oameni care le-am spus în 10 ani de zile. Marea mea rană cu privire la carieră. Am spus, carieră este un loc de trecere. Aici fugim repede. De atâtea ori am trecut prin carieră și niciodată nici măcar timp să mă rog de ce. Trebuia să ajung la Satul Mare, la Baia Mare, la Certeze, la, nu știu mai cum, de la Rona de sus, la Rona de jos, și mai aveam de mulți kilometri. Nimeni nu are vreme de care e. Când veneam de la, de sus, din Maramureș, trebuia să mă duc într-o viteză grozavă să ajung acasă. Din care știam că mai am 2 ore până în Veiuș. Bune. Care are un destin dureros. De-aia trebuie să vă rugați mult pentru localitatea asta. Pentru că localitatea e de trecere. Și lumea n-are vreme aici. Știți cum e viața dumneavoastră în care e? Pe fugă. Pentru că v-ați obișnuit cu oameni care trec pe lângă dumneavoastră și nu vă salută. Și nu știți. E un oraș prin care lumea trece. La noi la Beiuș de obicei e capăt. La omul când vine la Beiuș înseamnă că e o problemă gravă cu el. La nume simplu. La fie pierdut complet, și cu aia n-ai treabă, fie că e rătăcit, cu aia are bine. Dar aici oamenii știu unde merg, dar nu care e. Dar mă bucur pentru începutul acesta. Slavă Domnului! Amen. Există doar 2 extreme în lumea asta. 2 categorii de oameni. Cei ce țin seama la ce spun alții, la tot ce spun alții. Dacă cineva a spus că, băi, nu stă bine. De ce? Trebuie să fii blondă. Blondă te faci. La bărbați, țineți minte cei care sunteți ortodoxi și ați trecut pe vremea aceea. Căci că dacă spune 5 oameni că ești bău, să mergi să te culci. Cu o singură condiție. Că aia 5 să nu fi fost înțeleși. Eu am ajuns la o singură concluzie. Că nu există mai mare blestem decât să întrebi mereu pe alții ce părere au despre tine. Ce părere au despre ce trebuie să faci? Mereu ne spun altul ce să faci. Și există oameni care sunt la fel de păcătoși, care nu țin seama deloc de ce le spune nici mamă, nici tată, nici dascăl, nici pop. Aia fac numai ce trece prin cap. Vreau să înțelegeți că trebuie să vă luați viața în propriile voastre mâini. Spunea Sfântul Apostol Pavel, mie nu-mi pasă că mă judecați voi. Nu mă mai judec nici pe mine, eu pe mine. Ceea ce mă judec este Dumnezeu. Amin. Voi să nu vă gândiți că dacă vă pocăiți, o să vă pierdeți prietenii. Pierdeți pe ei care merită să pierdeți. Slavă Domnului că v-a făcut loc liber. Voi să nu vă gândiți că dacă vă pocăiți, e sfârșit de drum, ci început de drum. Amin. Și nu este sfârșitul bucuriilor. Abia începutul bucuriilor adevărat. Amin. Că în lumea aceasta, orice bucurie de duminică se lasă cu dureri de cap lune. Vă spune unul care a trăit acolo. Totul se plătește în lumea asta, că dragul e chelner. El vine și ne întreabă ce vrei. După care vine și zice nota de plată. Și întotdeauna e suflet. Să nu vă pese ce zic alții că e vorba de Dumnezeu. Părinții mi-au căsătorit, părinții mi-au trimis la facultate, la care au vrut ei, nu mi-a trebuit să fiu doctor. M-a trimis mama. Lucrez între medici. O grămadă fac o scârbă lucrarea asta.
Dar nu-i treaba mea, zice, n-am urmărit niciodată. În timp ce se lucrează cu cuțitul. Știți de ce? Pentru că o grămadă de oameni au făcut tot ce au zis alții. Dar vreau în această seară să vă invit frumos să înțelegeți ultimul lucru, că mântuirea e în dar. Dar darul ăsta trebuie să îl iei până la urmă. Darul ăsta trebuie să îl iei. Nu există scuze. Știți ce spun unii? Pastor, e prea devreme pentru mine. Pe Dană, cu vecinul meu, l-am îngropat la 24 de ani, căsătorit. Florin Popa, ușier la noi în biserică, a murit la 24 de ani, lăsând-o pe el la 23 de ani, văduvă cu 3 copii. La 23 de ani, să fii văduvă cu 3 copii. Nu spuneți dumneavoastră prea de vreme. Mă uit și-o văd la știe, fata de 12 ani a născut. Păi înseamnă că poți fi mamă la 12 ani. Și noi știți ce părere aveam despre pruncii noștri, că nu știu nimic. Eu până la 12 ani am crezut că m-a dus barza. Nici n-am îndrăznit să pun la îndoială chestia cu barza. Am învățat de la un prieten de meu de la școală că dacă vrei să vorbești cu tatăl tău lucruri mai importante, cum ar fi sexualitatea, e bine să vorbești cu taică tău dacă ești băiat, nu cu maică tău. Fetele vorbesc cu mamele, băieții vorbesc cu tați. Eu l-am întrebat pe tata, mi-a tras o palmă, două săptămâni, n-am auzit nimic urechi străine. A fost mulțumit de răspunsul primit și nu m-a întrebat nimic. Mulți, foarte mulți oameni spun că e prea devreme. Există greșelile ale tinereții care nu le mai poți niciodată mai repede. Și știți când le faceți greșelile astea, de vreme. V-ați trezit căsătoriți prea de vreme. O parte de dumneavoastră nici nu trebuia să o faceți. Pentru că omul care nu poate iubi să nu se căsătorească. Omul care nu poate ierta să nu facă. Suntem pregătiți mai repede să fim tați decât soți. Biologic suntem mai rapizi decât mental. Nu pot părinții la nesfârșit să aibă grijă de noi. E prea devreme, spun mulți. Cunosc o grămadă de oameni, am stat de vorbă cu... Săptămâna trecută a fost... Nu, acum am fost la Aleș. Fusei la Aleș săptămâna aceasta joi, la masă cu frații. Eu împreună cu un frate care are SIDA. Așa am știut că s-o botezat, bun, are SIDA. Și am mâncat toți la masă. De unde am spus, vor până pe ce s-a terminat masa. El a plecat afară. De ce a plecat? Să-și ia tratament. Dar ce are? Ce era să spună? Are diabet, sudiță, sau care? O să are SIDA. Dintr-o dată foarte frământat s-o gândit, oare a băut după el? Ce vrei? Nu mai poți să întoarci. Nu a fost făcută la bătrâniață, SIDA asta. La tinerețe a fost. Amăi, în vârstă, dar plătește. Există lucruri care le plătim. Eu cred că cel mai frumos lucru care poate să existe e ca să înțelegi că tinerețea ta poate să fie dată lui Dumnezeu. Ce amintire mai frumos decât să știi că ai cântat aceea și nu rezemată de o bară undeva în întuneric. La mine a venit femeia care a făcut 42 de avorturi. Multe? Puține? Eu știam de cea ortodoxă, cu 35. Când a zis dacă poate să fie iertată, mâncă în supă. M-a mânecat pe ea. M-a zis, mâncăm și aceea vorbim. Că să am timp. Unii spun că e prea devreme să mă pocăiesc, dacă nu vrei. Când ești senil, când trebuie să vină alții să țină doi, avem oameni care trebuie să țină așa paharul și îl dăm noi, nu mai pune tu mâna pe el, îl dăm noi direct în gură. Pentru că le tremură mâna cu potirul în mână. Când vreți să vă pocăiți? Când trebuie să vă traducă alții predicile, că nu mai înțelegeți nimic? Când vreți să vă întoarceți la Dumnezeu? Când vreți să-i dați resturile care au mai rămas de la satana?
Adică i-am dat trupul, sufletul și Duhul nostru și mintea noastră diavolului 60 de ani și vrei să-i dăm la... Știți ce spunea Sfântul Augustin la un moment dat? Pocăința pe patul... Nu, Tertulian. Spunea, pocăința pe patul morții. Îi se dă la satana. La Dumnezeu ce-o mai rămas la satana? Pocăința pe patul morții. Este să dea Dumnezeu ce-o mai rămas de la diavol. Asta vreți voi să-i dați, că spunea Aron mai înainte, că noi trebuie să îl lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim Lui în toate, pentru toate lucrurile. Unii spun că e prea devreme, alții spun că e prea ușor. Ce vrea să spună pastorul cu rugăciune în seara asta? Rezolvă totul? Da. E ușor modul. Dacă vă spune acum că trebuie să ne ducem pe la Atos, ca Gigi Becali, să ne târâm pe jos până la Ierusalim, să împojurăm ghețimanile, nu știu câte ori, să postiți 3 zile pe săptămână, probabil că v-ar părea mai bun. De eu n-am venit să fac calea mai grea decât a făcut-o Iisus Hristos. Cine crede în El, va fi mântuit, spune. Eu voi face după aceea, că da, trebuie să postez, trebuie să mă rog. Trebuie să lucrez pe împărăția Lui. Dar mântuirea nu stă în ce fac eu pentru ea, ci în ce a făcut El pentru mine. Și El a murit pentru mine. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Pe vremea lui Ponțiu Pilat să răstigne pentru mine. Alții spun că e prea ușor. Pastor, e prea ușor. E prea ușor? Nu, a costat pe El prea mult. Lui a fost prea greu. Nouă nu este astăzi prea ușor. Unii cred că e lucru greu. Domnule, trebuie să faci botezul. Da, trebuie să faci. Unii spun, trebuie ca să te lași de țigări. Da. Dar știți ce e și botezul, și lăsatul de țigări, și lăsatul de pălingă? Până la urmă, schimbări de comportament. Dar Biblia spune că noi trebuie să ne schimbăm caracterul. Dacă schimbăm comportamentul, până la urmă, caracterul rămâne neschimbat. Și peste câțiva ani de zile, iar înapoi bag botul în pălingă. Iar înapoi mă la filmele murdare, iar înapoi bârfesc, iar înapoi sunt lacom, iar înapoi sunt rău și nu iert. Pentru că nu ține schimbarea comportamentului. Lăsați să vă schimbe Hristos și când vă schimbă Hristos, vi scârbă și de totul. Vi scârbă și de minciună, vi scârbă de orice și de lăcomie. Nu mai vreți să mai vedeți nimic. De ce? Iată că vă stă cu noi. Sunteți o făptură nouă în Hristos. Unii spun că sunt prea bun. Eu zice, eu n-am nevoie de mântuire. Vreau într-o zi, acolo la noi, că am vorbit despre cer. Eu zice, ce toți scrâșnete, ce toți scrâșnete mă seară, zice. Că eu nu sunt așa, că eu în jug în ea nu scrâșnete nimic. Zice, că n-am. Românul mă. Deștept. Nu nimic zic. Când o să ajungi în ea, ți-o să-ți crească. Te trezești cu dinți buni. Să ai ce scrâșnișit. Românul, dacă ar putea, Ingersul, a fost un mare agnostic, o zis să ne îngroape cu stingătorul din cenică. L-a băgat în... Om deștept, 5 cărți a citit de lui. L-a băgat cu stingătorul din cenică, ăsta în ea să facă șoc. Om cu 3 facultăți, 2 doctorate. Robert Ingersul. Trebați pe lume cum s-a mormântat, cu un stingător de copișoar. Oamenii nu sunt normali. Unii dintre ei zic, eu sunt prea bun. Și spun, suntem noi, de bun. Ca Lazar, putrez, de bun. Miroase greu, așa suntem noi buni. Mulți spun, dom'le, eu o să mă pocăiesc, dar nu acum. M-am mărit, mai fac niște afaceri, că în afaceri în România am auzit cine poate să fie cinstit. Apropo, cine poate fi cinstit în afaceri? Că dacă ăla te fură, fur și tună, ce se face? Ne furăm unii pe alții, de la dărcina în sus, toată lumea în jur, toată lumea în jur. Nu știu. Știu doar atât că Iisus Hristos a spus că cei cu neputință, la oameni la Dumnezeu se poate. Și dacă tu ești omul lui Dumnezeu, 100%, nimeni câștiga atâta. Că oricum banii, știți cum vin? Am oferat un lucru care vin așa, fentați. Tot nu avem de... nicio bucurie. Și oricum să duc pe ce nu vreau, știți? Pe ce tostate, ce mulți. Am alte priorități acum. Am mă soră, acum trebuie să fac, să mă îmbogățesc, acum trebuie să-mi fac școală, să fac o grămadă de școală. Să mă mărit, să fac carieră. N-am înțeles de care, de piatră, marmură, ca Michelangelo. Să fac chiar carieră. Și când vrei să faci prunci? La 38 de ani?
Să fie și mamă și bunică la ei, de un șut. Și tata m-a făcut la 41 de ani, nu știam ce să. S-a purtat cu mine ca nepot câteodată. Nu ne-am înțeles niciodată. Deci cu tata nu m-am înțeles niciodată, că era prea mare diferență între noi. Tu, când ai prunci, trebuie să fii și tată, trebuie să fii și prietena lor. Amin? Dacă nu, ne-ai jumătate, tată, n-a făcut mare lucru. Foarte spun, mult spun, pe mine nu mă interesează pocăința. Nu-i nimic. S-ar putea ca predica asta. Să-ți aduci ca aminte Dumnezeu într-o zi în care n-ai vrea. Dacă nu te interesează bine. Însă mă rog să te interesează o dată. Amin. Ne ridicăm în picioare. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru că am învățat în această seară despre mântuirea unui vameș. Și vameșul ăsta mântuit la marginea jgheabului, la marginea acoperișului lumii acestea. Ființa asta neiertată de oameni, iertată de tine. Omul acesta care nu putea mântui nimeni, nici biserica, nici religia. Mulțumesc că te-ai oprit în dreptul lui. Și mulțumesc că te-ai oprit în dreptul nostru. Îți mulțumesc că ne-ai trecut pe lângă mine și nici pe lângă oamenii în seara aceasta. Și faptul că suntem aici e dovada faptului că te-ai oprit în dreptul nostru. Și măcar ne-ai împins de spate aici. Nu toți poate a venit cu bucurie aici. Mulți a venit cu datorie. Dar îți mulțumesc pentru fiecare, pentru că știu că ne-ai vorbit. Eu le-am vorbit cu dragoste despre tine că tu poți, ei nu pot, noi nu putem, dar tu poți. Fă o lucrare de trezire aici în care e. Să rugăm mulți oameni pentru care e acesta, de aici din care ești, poate mulți nu mai sunt. Bătrânii pe care am întâlnit în urmă cu vreo 12 ani aici, poate că nu mai sunt. Dar se rugau pentru ca tu să lucrezi aici. Amin. Poate că nu-i cum gândesc mulți, dar e cum gândești tu. Amin. Și noi nu ne facem probleme de imaginea ta, câtă vreme tu ai un plan pe care noi nu-l înțelegem. De aceea, pentru că aici sunt și copiii celor oameni care s-au rugat, 6 sau poate 45, 50 de ani. Te rog să mântuiești această generație. Amin. Noi cei care ne-am născut pe vremea lui Ceaușescu, avem nevoie de tine, dau nevoie de tine și pruncii noștri. Amin. Te rog în această seară să nu plece nimeni nemântuit de aici. Amin. Și stăm cu ochii închiși, dacă este cineva în această seară, nu știu, poate că ai venit aici pentru că ai foarte multe întrebări. Aron ne-a rugat și ne-a învățat cum să ne rugăm să-ți mulțumim pentru multe. Eu acum vreau să ne rugăm pentru că poate că trebuie să plângi când mulțumești. E greu să mulțumești pentru că de ani de zile ești într-o depresie severă sau într-o absentate. Este greu să mulțumești cu gura până la urechi, când acasă relația cu soțul e praf. E greu să mulțumești când pruncii sunt niște străini. Și e greu să mulțumești atunci când pâine nu-i decât de când în când. E greu să mulțumești atunci când toate iau la vale ca brânele lui Zorba. E greu să mulțumești atunci când nimic nu se leagă. Dar dacă este cineva în această seară care vrea să-și pună nădejdea în Hristos de azi înainte, aș vrea să mă rog doar pentru tine. Poate că până acum n-ai cunoscut adevărata pocăință, deși te-ai născut poate la o biserică neoprotestantă. Poate până acum ai fost într-o biserică istorică, dar nu ți-o plăcut să te duci acolo, pentru că nu ți-o vorbit sufletului tău. Poate că ori uitat sau poate că nu-l putut, dar trebuie să înțelegi că în această seară ți-a vorbit Dumnezeu direct. Eu așa m-a rugat să vorbească ție. De aceea, dacă ești aici și vrei să mă rog pentru tine, așa cum stăm cu ochii închiși, pentru mântuirea sufletului tău, pentru vindecarea minții tale și trupului tău, te rog să ridici o mână dreaptă sus, să mă rog. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Țineți ochii închiși. Duhul Domnului spune, mai este aici o persoană foarte aproape de mine, de o femeie.
de ani de zile, deja e a treia sau a patra oară, când ești confruntat cu Cuvântul Dumnezeu. Și deja zile s-au scurtat. De lungă răbdarea Domnului e aproape ajunsă la capăt. Stă cu ochii închiși. Și dacă ești aici și crezi că acest mesaj e pentru tine, nu ridica mâna sus, mă strânge pomul drept. Spune dacă le strâns. Așa. Acum e bine. Aleluia! Aleluia! Tată Ceresc, mai este cineva aici bolnav de diabet. În această seară, zice Domnul, mă ating. Aleluia! Aleluia! Ce interesant este faptul că am avea aflat de ce tot de dorul capul zilele acestea. Ți-a fost o sete. De fapt, avea o formă incipientă de diabet. Și tu nu știi. În seara asta Domnul ți-a vindecat. Aleluia! Continuați să vă rugați în Duhul cei din biserică. Domnul vrea să facă o minune în seara aceasta. Aleluia!